Salve, amicis! Știți, unii își doresc foarte mult să aibă un birou. Fai, somtos, nu știu câți metri pătrați, cu jaluzele și fără jaluzele, cu perdele fără perdele, cu ușă capitonată și mai puțin capitonată, cu, uh, nu canapia, cu nu știu ce fel de canapea, cu nu știu ce fel de fotole și dacă se poate, așa un birou din acela, din uh, lemn masiv, cu tot felul de figurine, de minuni, și eu să stau la birou. Ei, uite, a venit momentul în care acest birou somtuos pe care unii și l-au dorit, pe care unii l-au și practicat, să spun așa începe să devină mai puțin practicabil. Adică cheia parcă nu se mai potrivește în ușa, perdelele parcă ar trebui puțin spălate. De ce? Uite că a venit momentul în care eu pot, ca așa e tehnica, așa e tehnologia, să am birou acolo unde vreau. Și cum spun unii că și eu am obiceiul să spun că reședința mea de vară e la țară, am observat că în aceste zile pe care le trăim, pentru că tot schimbarea, și-au mutat biroul și nu și-l-au mai dorit nici somtos, nici cu neoane, nici cu microfoane, nici cu supernova secretară, și l-au mutat la țară. Că, uite, secretară, țară, uite că românul născându-se poet, parcă și <coughs> rimează. E, e foarte important dacă acest birou îl mutăm la țară sau este biroul de acasă. Pentru cine? Pentru mine, care sunt lucrător și am telemuncă, pentru <coughs> elev, pentru student. Deci, deci, avem niște categorii de persoane care unele pot deveni și personaje în ceea ce privește biroul, munca de acasă. Ei, povestea cu biroul, într-adevăr, este foarte important să știm ceva despre el. Cât ne reprezintă? Acum, dacă nu mai putem să ne ducem îmbrăcați, cum se spune, la ciardeleanul 4... la 4 ace și o bumbuș, adică ceva pe deasupra, haideți să încercăm totuși, dacă suntem în carul cu fund, dacă suntem pe mare, Apei, dacă suntem în bucătărie sau suntem în camera de zi, să dăm totuși o uh, nuanță, o atitudine acestui birou pe care spuneau că îl avem, îl avem de acasă. În primul rând, trebuie să creăm ambientul. Hai să vedem și povesteam și uh, întâlnirea precedentă despre elev. Hai să vedem unde îi creăm. De multe ori se întâmplă că uh, al nostru drag copil are o cameră a lui, camera copilului, unde bineînțeles că are biroul. Ei, acest birou mic sau mai mare depinde și de buget. Să vedem ce avem pe el, dacă îi poate distrage atenția, dacă are prea multe sertărașe, dacă are multe, jucării sau ce este important pentru el și mai ales să văd cum mă organizez în această perioadă în care am copilul la biroului în care vorbește sau de la care vorbește cu, uh, cu legii, cu profesorul, cu uh, învățătorul. Bun, mai departe, hai să vedem cât pot să stau deliniștit, de cu minte. Scăunul acela pe care el stă și s-ar putea ca picioarele să nu-i ajungă până la podea. L-am luat pentru că a fost la reducere sau l-am luat pentru că are nevoie coloana vertebrală să fie dreaptă. Da, dar atunci îl. Învăți pe copil să stea drept pe scaun sau lasă să se aplece de nu se mai poate ridica. Mai departe, cât îi poate distrage atenția lucrul în care este așezat acest birou? Este la fereastră? Cum îi bate lumina? Este într-un într loc întunecat din cameră ca să nu aibă atingere cu toți ceilalți din jur. Deci, vedeți, sunt niște lucruri, lucruri interesante pentru că el își are birou. De multe ori mai întrebai un, tu ce faci? Îmi fac temele și unde ți le faci? La, la birou. Eu am birou în cameră și acolo. Ei, poate că îți dă și o anumită postură, poate îți dă și un anumit status, faptul că tu stai la, la birou. Vedeți? Este momentul în care un element de mobilă din camera mea îmi dă o anumită conduită și o anumită atitudine. Sunt situații când, sau sunt anumite persoane care doresc să lucreze numai la birou. De aceea s-ar putea ca atunci când veți ajunge la un interviu și cel de la resurse umane vă va întreba unde vă place să lucrați, în cameră, într-un birou sau vă place mai mult să mergeți, să vedeți natura și din momentul în care veți alege din cele două, una, persoana în cauză, care este și pregătită, va ști în ce direcție să vă ducă în așa fel încât rezultatele muncii să fie cele pe care el și le dorește. Pentru că dacă mie îmi place natura și mă țin în birou, nu știu dacă rezultatele vor fi cele adevărate. Acum, nu întotdeauna uh, au existat familii în care biroul să fie un mobilier special. Uh, de multe ori și și înainte se spunea unde îți uh, unde faci temele, la masa din sau pe masa din bucătărie. E acolo o să mă întrebați, dar ce din moment ce? De ce acolo? Pentru că poate pe partea cealaltă de masă era mama sau era la sobă. trê bã făcea uh, hrană pentru trup, iar tu, copilul, avea acea hrană pentru suflet. Și mai întreba, uită, mama, acolo ori am scris, bine, hai să văd mai mesec încă o dată și mă uit. Și vedeți, lucrul acesta, este, uh, lucrul acesta este foarte important, pentru că îl aduc pe copil alături de cel care îl poate ajuta. Deci acest birou de acasă, această muncă pe care noi uh, o desfășurăm, trebuie să-și aibă și niște comp compartimente care comportamental se dea o anumită, o anumită atitudine. Vedeți, ne mai așezăm câteodată și, și ochelarii pentru că atâta timp cât stă la uh, birou, s-ar putea să obosească, să obosească spatele, să obosească ochii și atunci acei spun, haide, fă mișcare și mișcarea aceasta nu este numai pentru copii, este și pentru student, este și pentru noi cei care uh, avem acest privilegiu pentru unii cu ghilimelele de rigoare de a munci de acasă și spune telemuncă. Uh, am uh... Zâmbit într-o zi când am fost întrebată, bine, bine, profa, dar zici tu de telemuncă, da, de telelene, ce zici? A, teleleu, nu, nu, telelene, adică lasă, am pornit acolo ce trebuia, a pornit mașinuța și eu mă duc mai departe. Că ce să mai fac? Că mi-i somn, că nu mai știu, că una ca alta și până la urmă lenea e... Lenea e cu coană mare, vorbeam și de acei hoți de timp care vin și ne fac în loc de telemuncă să avem altă, altă poveste de uh, tele. Deci e nevoie și la birou când ești eu, de la un oră la un sau la birou, ei, e nevoie de acea programare de care vorbeam de atâtea ori și în asemenea situații, când am biroul de acasă. Acum, uh, am văzut că este important să ne eșalonăm, să ne programăm, să vedem ce avem. Mai sunt unii care leau pe birou toate împrășteate și, și ideea este de ce lucrez? Nu, să vadă unii că lucrez. A, mă fac că lucrez. Mai este și ideea aceasta, apropo de telelene, că mă fac să lucrez. Dar noi trebuie să conștientizăm situația în care ne aflăm elevul pentru că el poate lucra de la biroul lui dacă îl are, atunci trebuie să -și te uită, am stat atât, dar acum fac mișcare, dar mișcarea să fie cu adevărat. Să mă duc, dacă stau la curte, să stau 5 sau 10 minute afară, să mă uit dacă plouă, cum plouă, dacă îi soare, să mă bucur de razele de soare, dacă stau la bloc să pot ieși puțin pe balcon sau să fac o muncă gospodărească, să toc, să tai, să macin, știu eu, să mă. Adică, a spune pe altă direcție, să îmbin dacă se poate munca fizică cu munca intelectuală. Și atunci. Și comunicarea dintre ele și felul în care eu pot să mă raportez este cu totul, este cu totul altul. Uh, cu elevul cel mic nu e nicio problemă, mergem cu elevul mai mare, ajungem și la student la un moment dat, pentru că vorbeam și de această telelene, pe cine de fapt fraieresc? Pe cine fur, pe cine amăgesc, pe cine? Pe mine pe mine, mă. Eu pe mine mă fraieresc dacă nu sunt atent la tot ce se întâmplă. Eu pe mine mă amăgesc, m-am făcut că am intrat la proful cu tare să vadă că, da, dar eu mă duc, este așa un film bun pe alt laptop și mă uit acolo. De ce? Pentru că la un moment dat vom ajunge să avem creierașul nostru sub formă de cașcaval șvaițe. Eu tot aud un lucru care... Îmi dă, da, nu pot să zic frisoane, că ar fi prea mult, dar îmi ridic atâtea semne de întrebare încât nu știu, chiar nu știu ce se va întâmpla mai departe, în ce sens. Totdeauna mi-a plăcut să uh, ascult pe omul care se știe, adică nu ne dăm cu presupusul, nu povestim și noi discuții, măi, dacă ăla zice, eu de ce n-a zice? Este democrația, am dreptul să, uh, la cuvânt, Pai, libertatea cuvântului, dar tot ceea ce spui este credibil? Aduci sau nu aduci atingere celui care te, te ascultă? Și de aceea spun că uh, aud multe lucruri și îmi dau seama că cei care vorbesc, poate că nu întotdeauna știu exact despre ce este vorba. M-am informat și o să discutăm noi într-o altă întâlnire de această informare. Uh, am luat informația, da, este bună, mă duc mai departe, parcă mi se potrivește și mie. Stai puțin, totdeauna am spus și voi spune, acestui creieraj de aici trebuie să-i dai de lucru. Una este, și ideea a fost așa, acum vreo două, trei zile, de ce mai trebuie la școală să învățăm să calculăm? De ce trebuie să știu eu cât e 5, o 6 sau 6, o 9 care e așa de greu? Sau șapte-o-șapte, șapte, nu fac patru-șapte niciodată. De ce când am ,ă, instrumentul, adică am ,ă, telefonul, am calculatorul și mereu. De ce să mai îmi încarc eu, pentru că atât de încărcat tot ce se face la școală. Și am eu obicei să zic, alu, poftim? Cine vorbește? Cu ce drept poți să spui lucrul acesta? Și cine te ascultă, poate să facă decantările? Sunt niște procese cognitive, niște, am spune, procese de cunoaștere. Sunt niște lucruri care noi trebuie să ne dezvoltăm. Și spuneam, noi când am venit pe lume, sau copilul când a venit pe lume, a venit așa puțin tabula rasa. Adică acolo, pe, pe tabla aceea, a trebuit să vină totul să scrie. Să se scrie cum? Prin ceea ce el învață. Noi nu ne-am născut nici știință să mergem, nici să vorbim, nici știință să mâncăm. Noi ne-am născut așa cum ne-am născut, cu nevoia de a fi educați, de a fi iubiți, de a fi alinați, de a fi alintați, de a fi învățați. Și lucrurile acestea s-au făcut în timp și să fac. Noi nu putem dintr-o dată. Și dacă nu dăm de lucru, S-a ajuns la concluzia că îți spune aparatul în față și tu învață -te să vorbești. Nu poți. Dacă nimeni nu-ți arată, dacă nimeni îi dai părintelui, așa cum vorbeam în întâlnirea cealaltă, îi dai părintele, da, învață-l. Poate că nu știe să, să țină chiar corect instrumentul de scris în mână, fie că e creon, fie că e stilou. Eu fac așa o discuție foarte simpatică prin anumite întrebări pe care le adresez studenților la prima noastră întâlnire, mai ales la cei din Anul întâi. Acum oricum e doar de ieși, abia aștept să-i văd, pentru că îi întreb. Dacă mai este ceva câteodată descris, un citat, o vorbă înțeleaptă, îi văd cum, cum țin creionul în mână sau pixul sau stilul și îl întreb tu ai învățat să scrii înainte de a merge la școală? Și el îmi răspunde, da profa, de unde știi? După poziția incorrectă pe care o ai legat de instrumentul de scris. Deoarece și acum când îi văd pe unii că țin așa, că țin așa, că țin nu știu cum sau cu atâta tărie fără să își dea seama că de fapt așa se ține și așa se scrie și Doamna vine și stă lângă tine și ți arată corect începând de la grădiniță, Doamna ta cea dragă și scumpă, cum să-ți ții în mână crionul cu care tu vei colora, pentru că dacă îl ții așa dacă îl ții așa dacă îl ții așa, mâna și toate celelalte nu vor fi în bună stare de funcționare mai departe. Vedeți? De ce este nevoie? <coughs> Forma, să mi formez o pricepere, o deprindere corectă ca să mă pot duce mai departe. Sunt situații în care uh, și adultul nu este dreptaci, Scrie cu mâna stângă. Uh, cunoaște momente în care, mai ales cei care suntem oameni ai școlii, când nu i s-a dat voie copilului să scrie cu stânga. Și se spune că ar fi bine să învățăm să scriem cu amândouă mâinile, în cazul în care una nu mai putem folosi, să avem folosință de cealaltă. Dar, dar dacă eu cu dreapta scriu așa, așa ar trebui să scriu și cu stânga, să mă duc, exact cum se citește în căr cărțile vrești, Așa se citește. Dar eu dacă mă duc așa, la un moment dat aici se va întâmpla ceva, voi șterge și nu voi înțelege. Deci sunt niște lucruri care... Și atunci mă puteți întreba ce să fac cu copil. Dacă el prima dată a luat uh, creionul, pixul, stiloul în mâna stângă, ce să fac? Du-te mai departe cu el, așa. Da, dacă tot schimbe. Ei, până la urmă, copilul se va stabiliza. momentul când de aici va primi acel ordin. Scrii cu dreapta sau scrii cu stânga sau ieși mai mult. Uh, ai o predominantă pe o anumită mână, lucrurile vor merge de la sine. Cealaltă, poate eu am uh, avut-o, uh, tot așa, am avut un caz, deci am avut o uh, dragă și scumpă elevă care acum, uh, dacă mă vede cu siguranță își va aminti, scria, scria, cu stânga. Ei și se cam deranja puțin în statul, în bancă cu colegul și am spus, uite, și la tablă, draga de ea, când scria, toată tabla se ștergea în urma ei și uniforma vai și amar, avea mama ce spăla. Și atunci am făcut cu ea înțelegere așa, mai în joacă, mai în glumă, dar chiar foarte serios. Uite, ce ar fi că atunci când uh, vii la tablă, să încerci să scrii cu mâna dreaptă. Bineînțeles, că replica, așa ca o lozincă, a fost și mulți o spune, dar nu scriu frumos. Nu lucrul acela mă inter interesat, ci faptul să scrie corect și să scrie lizibil. Zic, nu e nicio problemă, hai să începem. Și Deja când venea la tablă și uite, atunci o să vadă toți colegii ceea ce tu ai scris. Dar eu nu ascund nimic, corect, nu ascund nimic, dar totuși uite că nu se vede. Și a, ajunge, a ajuns acest copil astăzi, un foarte bun specialist care își folosește când se obosește stânga, trece pe dreapta, când se obosește dreapta, trece pe stânga și la servici are foarte multă eficiență. A fost întrebată cum de-ai ajuns așa dreapta la tablă și stânga în bancă. Vedeți? Sunt lucruri care se pot. Dar este elementul de gândire. Haideți să nu eliminăm niște lucruri pentru că nu putem și trebuie să scoatem, să scoatem. Dar și atunci ce facem? Pe nisipul mișcătoare nu se poate clădi, clădi nimic. O să-mi mai bine, dar sunt case pe apă alo, au piloni sau unele care care plutesc, dar ca să poată pluti, casa aceea este acolo cu o anumită trăinicie. Deci fără un fundament, fără o bază nu pot nici să tai, nu pot nici să cos, nu pot nici să aprind un bec, nu pot nimic. Nu există, nu pot exista, nu vreau la une și trebuie să avem mare grijă de lucrul acesta. Deci haideți să încercăm, dragi și stimați studenți, să nu ne fraierim unii pe alții și să facem în așa fel încât să putem intra stând la birou, care poate fi și într-o vârf de munte, dar ce vreau să mă cață la ora respectivă. Nu-i nimic, dar găseșteți ambientul, găseșteți lăcașul, găseșteți locul, găseșteți vatra, găseșteți Cui cuibul, găsește ceea ce crezi tu, că ție îți stă și în momentul acela dai rana. Păi eu vreau să mă uit să fiu în online, vreau să stau în fotol cu picioarele sub mine și să fiu atent. Ok, dacă este poziția pe care tu o ai frecvent în ceea ce privește liniștea și echilibru corpului tău, nu are nimeni nimic, dar îți trebuie eficiență și, și rezultat. Ok. Spuneam că uh, mergem la cel care are telemuncă. Este adultul care, vedeți, este greu. Este greu să împaci și să împaci și să împarți și să ai discernământ și să ai mintea clară și limpede și și să zâmbești. Și N plus 1 infinit când stai acasă. Știai dinainte că de la. 8 la 16 ești la serviciu sau de la 9 la 17. Ok. Și dădeai telefonul, dacă ești bine, e sănătos, copile, ai grijă ce faci. Și știai că ești acolo. E, acum te-ai mutat acasă. Acest acasă presupune și celelalte lucruri de făcut pe care, în general, nu le făceai. Pentru că tu erai în orele de serviciu nu în deserviciu cuiva, ci de servici sau la serviciu, la muncă, la, nu la scârbici. Deci să ne înțelegem puțin. Și aveai o, o anumită conduită, o anumită atitudine și toate mergea. Aveai și pauza de masă, dădeai și un telefon, interrelaționai cu cei care erau în jurul tău cu colegi, puteai să comunici, puteai să socializezi. Îți venea o idee pentru că ești o persoană creativă și te duceai într-un hamac pe balcon și îți venea ideea și era tot ok, dar acum suntem acasă, într-un apartament cu două camere sau într-un apartament cu o cameră sau într-o garsonieră, Suntem la casă unde avem și o mașină, că suntem la șosea și trece, mai avem și un cucurigu cu mare și ne dați banii sau nu unidați, mai avem și ăla micu care nu înțelege că mama trebuie acum să dea situația respectivă și vrea mâncare sau vrea la baie sau începe să plângă și atunci ce faci? În organizarea biroului de acasă începe să apară dezorganizarea. Și atunci facem iarăși regula nu se poate fără regulă, nu se poate fără responsabilizare, fără conștientizare, pentru că altfel nu pot. Încep aici să se adune toate, mai vine și el, dumnealui stresul care abia aștepta să sune la sonerie și ia ca post în legea lui Creangă, Doamne, ce făcurăm de atâtea care nefăcute. Și te simți mai puțină siguranță în asemenea situație. Și atunci, ar fi bine să găsești un loc, să-ți creezi tu, dar aici aducând familia la o poveste, la un consiliu de familie. Să zicem, păi tata, mama lucrează în un domeniu în care se poate de acasă. Bun, hai să vedem la ce oră se trezește copilul ca să putem să ne vedem de lucrurile noastre. La ce oră intri tu pe program ca să știu? Eu ce pot să fac până atunci? Ai grijă. Copilul are nevoie și de mamă și de tată. Mama are nevoie și de, și de soț și de copil. Soțul are nevoie și de soție și de copil. Haide atunci să ne împărțim și să vedem. Bineînțeles că s-ar putea să avem un singur birou, s-ar putea să avem o singură în bucătărie, o singură masă. Dar mai avem poate și o, o masă în sufragerie sau numai în living sau nu mai știm acum în câte ne-am mai împărțit. Sau unul dintre voi ar putea să spună: Știi ce, eu mi-am mi-am închis balconul, este acolo o măsuță mică, dacă nu un fotolul pe care, e, sau pe care, eu aș putea să-l folosesc ca și măsuță sau în care eu să stau că mă simt comod și bine și echilibrat și toate pot să meargă spre ceea ce vreau eu să realizez. Bun, acolo va fi birou. Deja ne-am delimitat. Bun, atunci eu o să lucrez acolo. Hai să vedem cum facem pauze. Întâi faci tu pauză mai repede și ai grijă de copil ca el să poată să intre pe ceea ce are de la școală sau faceți o mică plimbare. Uh, sau hai să facem pauza împreună ca să gospodărim ceva pentru că se apropie și ora a miezii sau cina sau știu eu ce mai este, mică gustare sau ne dezmulțim puțin oasele. Vedeți? Toate acestea trebuie gândite împreună. De aceea am nevoie și de matematică, ca să știu să gândesc. De aceea am nevoie și de română, ca să știu să vorbesc. să Am nevoie de logică, ca să știu să argumentez. Și am nevoie de mișcare ca să mensana incorpore sanu. Adică să fiu sănătos, trupește și, uh, trupește și sufletește. Și atunci, biroul acesta de acasă. Te dezmorțește, te aduce într-o anumită ipostază și te face altfel să gândești și uh, există pe undeva un paradox. Înainte de 89 și puțin uh, acum se mai raportează la așa ceva, a fost un fel de, da hai să o lăm altfel, poate că unii ați auzit de transhumanță. Dar ați auzit? nu nimic. Există dicționare, există părinți mai în vârstă, există bunici, există oameni care vă pot explica. A merge cu animalele în apuseni și cu oile, dar mai puțin dacă cu vacile, cu animalele la munte. Sau în zona, iarăși, unde sunt multe oi, a merge la munte și pe urmă a venit de la munte sau a ierna cu ele acolo și a te întoarce. Bun, există acest element, spuneam, de, de transhumanță. Dar au fost situații când, înainte de 89 și repet, uh, momentele de industrializare în masă au cerut forță de muncă. De unde venea această forță de muncă? De la sat. Și foarte multe și-au apărut școlile profesionale, liceele de specialitate, școlile tehnice. Foarte mulți de la sat și-au lăsat acolo tot ce au avut mamă, tată și tot găzdușagul, cum am zice, și s-au mutat la oraș, primind o nouă identitate de muncitor. Muncitor în industria lemnului, chimică, alimentară și tehnică și așa mai departe. Deci a devenit cu o altă identitate acest Muncitori. Și au început și orașan, și citadin, nu mai era țăran, nu mai era sătea. Cu toate că toți ne tragem tot de, de la vatra cea de la, de la, țară. Și încep, încetul cu încetul au început satele noastre să fie depopulate. A mai rămas o biserică, a mai rămas un părinte care își, își numără în și rămâne atâta gol în, în biserica respectivă, dal cu harul lui și a bunului Dumnezeu, toată lucrarea este în plenitudinea sa. A mai rămas o școală cu una sau două săli de clasă în care acum nici club, nici discotecă, nimic nu se mai poate întâmpla, pentru că. dar sunt atât de puțini copii, nu avem bani și trebuie să se ducă în altă parte. De ce? De ce nu putem investi în educație, sănătate și cultură? Pentru că acesta e viitorul. Eu nu pot să-l angajez în economie, nu știu, în ce ramuri, dacă el nu se știe. Nu pot să-i să dau o anumită atribuție când el nu știe să scrie, și să citească corect. Să socotească, nu așa, ci aici. Să știe că șapte și cu 15 cât face, și nouă și cu nu știu cât face, sau plus sau minus că este uh, înmulțirea o adunare repetată. Cine mai știe lucrul acesta? De câte ori îl iau cu factor și cu toate, cât și descăzut și minun care țin de artimetică, cum ar spune cel vechi. Și această stare de a depopula uh, satele a făcut ca unele case să, se, să ajungă ruina să se... Uh, Destrame și tot sufletul ei să, să piară. Dar, în momentul în care, acum, ajungem poate la reversul. Au trebuit să vină unii, iertată, în fiecare vorbesc așa că noi n-am știut să ne deschidem ochii, chiar dacă este grădina, mai ci Domnul, și avem tot ce ne trebuie, Doamne, multă minte, Doamne, iartă-mă, care au ajuns la momentul în care nu mai au la ce să se raporteze de la de ceea ce înseamnă țară, unde și în pădure au șosea și n-au o potecă și cărare prăfuită, au ajuns să vină să cumpere, să restaureze acele case în care n-am nici gaz, n-am nici lumină, n-am nici apă și unde, a zice eu, toaleta sau wc sau Buda, cum mai spune careva, este Afară. Și atunci ne întoarcem de la oraș la țară. Și aceste persoane care lucrează și pot lucra în serviciul lor pe telemuncă. Au văzut că este mai ușor să te retragi la bunica la țară și atunci apartamentul tău de la oraș să-l scoți de pe lista de asociația de la bloc și să-l lași bănuțul să meargă în altă parte. Ai văzut că te simți mai bine, că nu te mai stresează zgomotul, că parcă și somnul este puțin mai dulce, că ți-ai mai dus și copilul acela care nu a putut să meargă la grădiniță și parcă obrajii lui sunt Puțin mai îmbujorați și uită cum facem transhumanța și venim de la oraș la țară. Este extraordinar, este foarte bine, doar că să avem grijă ca să venim cu obiceiurile noastre bune de la oraș. Să nu aducem ceea ce n-ar face bine satului care își are domolul ei, pardon, al lui, își are liniștea, își are. Înțelepciunea, își are respectul și să reînvățăm ceea ce ar fi de învățat. Adică să pornim de la simplu lucru că într-un sat și acum dacă te duce și este satul acela autentic și te, te duci pe ulița mare sau pe, pe strada mare și te întâlnești cu o persoană și ea nu te cunoaște, te va saluta și îți va zice bună ziua sau doamne ajută, bună să-ți fie, să fie inima, ce bine că, mă, că te văd. Doamne bine că ne-am întâlnit, mai văd și eu un chip de om luminos să-l salușesc pe această întrebare dar eu nu-l cunosc, el de unde mă cunoaște? Nu te cunoaște, dar simte că ești deja de-a lui, adică comunitatea. Lumea lui este acel sat, acea curte cu, cu gardă din, din nuiele, dar este a lui și cu o poartă care scârțe, dar care în general o lasă deschisă, poate pentru că așa știe el să fie cu sufletul deschis. Ei, când ajungi, să fii parte a acestei comunități și să-l saluți pe tot omul cu care te întâlnești, înseamnă că ți-ai găsit locul și ți l-ai câștigat de a fi acolo. Deci acest birou de acasă, dacă l-am mutat cu reședința mea de vară, e la țară, dar poate deveni permanentă, este un lucru special și bun. Eu vă doresc în continuare, atât cât veți avea telemuncă, grijă mare de birou, grijă mare de sănătate, grijă mare de suflet și dacă vă vine să cântați în timp ce lucrați sau să mai spuneți cât un vers sau să vă amintiți uh, un lucru plăcut, faceți-l. Pentru că aceasta este bucuria de a trăi. Salve, amicis, să ne auzim și să ne vedem cu bine.